Sărbătoarea Sfântului Ilie a început cu vecernia din seara precedentă, după care credincioșii au mers în procesiune cu icoana Sfântului Proroc. Duminică 20 iulie, când biserica îl prăznuiește pe Sfântul Ilie Tezviteanul, oamenii au venit încă de dimineață să-și întâmpine arhiereul care urma să sfințească biserica din cartierul Crihala. Credincioșii s-au rugat împreună cu alaiul de preoți și diaconi participanții la evenimentul liturgic. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Părintele episcop Nicodim a sfințit biserica mai întâi la exterior pe toate cele patru laturi prin însemnarea cu semnul Sfintei Cruci. A urmat sfințirea interioară și așezarea în altar a sfintelor moaște în piciorul Sfintei Mese împreună cu actul de sfințire. Aseară am avut un sentiment de tristețe când s-a săvârșit ultima vecernie în bisericuța noastră, așa zise de carton, dar pentru noi biserica sufletului nostru. Nu am cuvinte să descriu un asemenea lăcaș de cultură care a fost așteptat de atâția ani de zile. Deci nu pot să mă exprim în cuvinte. Deci totul e rânduit de Dumnezeu cu un scop în viață. Și nimic nu rămâne neprețuit. Sute de persoane au participat la acest moment al sfințirii bisericii, iar de la o oră la alta, numărul credincioșilor a crescut considerabil. E frumoasă biserica? E foarte frumoasă, încă nu e terminată, dar ne bucurăm să trăim să o vedem terminată. Avem patru preoți foarte mulțumiți, un parc slujbă frumoasă. Peste 1500 de persoane au venit astăzi la sfințirea Bisericii Sfântul Ilie Tezviteanul din cartierul Crihala, biserica a cărei piatră de temelie s-a pus în urmă cu 23 de ani. Oamenii au ocupat tot interiorul bisericii, au stat la slujbă inclusiv afară pentru a participa la prima sfântă liturghie. În ultimul timp, aproape în fiecare zi, au fost ispite, încercări, greutăți să spunem, și cele mai frumoase momente au fost când enoriași de suflet, bătrâni, bolnavi, au venit cu bănuțul văduvei și au vrut și ei să contribuie la înfrumusețe, să pună o cărămidă la casa lui Dumnezeu. După 23 de ani, una dintre cele mai mărețe biserici din oraș este dăruită credincioșilor și cultului liturgic. Greutățile au fost multe, dar râvna celor patru preoți slujitori și implicarea oamenilor a prins roade. Chiar dacă pictura este realizată doar pe jumătate, după ani de așteptare, locuitorii cartierului Crihala au trăit momente de puternică emoție și aducere aminte. Eram copil. Era făcută decât groapa fundației și cu ceilalți prieteni ai mei din zonă, de aici, din cartier, ne jucam de avații ascunsele, iarna fărceam dărdeluși, deci era o groapă acum 20 de ani. La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop a acordat rangul de iconom stavrofor și gramate de recunoștință pentru implicarea în această grandioasă lucrare celor patru preoți care slujesc la Biserica Închinată Sfântului Ilie. Biserica aceasta a început prin grija Părintelui Gheorghe Cojocaru să se construiască din anul 1991. Rog pe Dumnezeu să răsplătească tuturor celor care s-au implicat. A fost foarte greu pentru preoți să solicite, neavând bani, să solicite pe la diferiți sponsori, diferiți patroni, materialele necesare sau bani. Au fost momente grele ca noi în această zi să putem face sfințirea. La finalul slujbei, toți participanții, bărbați și femei, au avut unica ocazie să treacă prin Sfântul Altar. Fiecare a primit bucățele de pânză impregnate cu târnoseală la pregătită încă de dimineață pentru sfințire. Este preparată din smirnă, tămâia practic, smirnă, aloie, țeară. Târnăsala se păstrează la un loc sfânt, după o icoană. Se aprinde din când în când, am înțeles? Din când în când, pentru alungarea răului în casă. Se estimează că mii de oameni au trecut prin Sfântul Altar până aproape de miezul nopții.